Doamnelor și domnilor, bună seara! Ne așteaptă o seară istorică! Suntem pe Național Arena, unde stă să înceapă calificarea Stelei în optimile Europa League. Sunt Frățică Dobre și alături de mine este, desigur, Gușter Domozină. Bună seara! Bună seara și hai Steaua! Într-adevăr, înainte să începem, dăm legătura la partida de la Cluj. Colegul nostru, ungur Pascanescu, este în direct. Da, bună seara! Meciul tocmai s-a încheiat cu 0-3. CFR pierde calificarea în optim. Noapte bună și LR CFR. Da, era de așteptat, dar aici, pe Național Arena, aici este adevăratul meci. Totuși, Frățică Dobre, să nu minimizăm eforturile CFR-ului. A făcut o treabă foarte bună în Champions League. Vai, da, foarte bună treabă, da. Frățică Dobre, au bătut Manchester la ei acasă. Bine, mă, e Gușter Domozină, Manchester, acești Concordia Chiajna ai Premier League-ului. Dar au bătut și pe Braga, au făcut 10 puncte, un record pentru echipele românești. Bine, mă, Steaua face 10 puncte în două meciuri. Bine, dar... Da, hai, Mucles, că începe meciul. Hai, Steluța! Hai, băieți, Doamne ajută! Reghe a așezat pe vitej într-un 0-4-6 defensiv cu 10 oameni la închidere. Ne va fi foarte greu. Care? Că vine la Tomlevic! Hai, Lato! Gol! Calificare! Bine, măi, Cheloge! Stai puțin, colegul, mai avem de dat un gol până să egalăm la general. Calificarea pare destul de departe, chiar și la acest scor. Ce vorbești? Băi, suntem ca și calificați. Eu nu m-aș grăbi totuși. Intrăm la cabine cu 1-0. Publicitate. SCB Cali Church Redemption SRL execută la cele mai bune prețuri. Biserici, cruci, troițe, răstigniri și pietre funerare. SCB Cali Church Redemption SRL efectuează și intermedieri cu cel de sus. Oferta lunii februarie. Comandă acum un rozar fosforescent și primești gratis un calendar cu steaua. SCB Cali Church Redemption SRL. Garanția mântuirii. Da, am revenit pe Național Arena la petrecerea de calificare a Stelei. Repet, încă nu știm asta. Începe repriza a doua. Hai, băieții! Vai, dar să treacă odată aceste 45 de minute ca să ne putem bucura odată. Îți reamintesc, Frățică Dobre, la acest scor merge Ajax mai departe. Stai liniștit, golul este iminent. Iată, da, acum Kirikesho. Kirikes! Kiri! Incredibil! Kirikes, acest Messi al României, să curgă ofertele! 50 de milioane de euro cere pe el! Și meciul se încheie la egalitate. Ajungem la penaltiuri. Doamne ajută! Nu, deci e clar, vor rata olandezii. Ratează olandezii! Da! Bine, tată! Lovitură decisivă, la Tovlevici! Hai, Lato, dai cu Lato! La Tovlevici! Gol! Calificare! Steaua! Steaua se califică în optimile Europa League, unde va întâlni Chelsea. Chelsea? Un fel de urzicen din Anglia. Lame! Iată și reacțiile după meci. Declarație oficială Victor Ponta. Vom mări salariile și pensiile la Steaua. Citez acum din Gigi Becali, care citează din BUG Mafia. Să vină Chelsea să mă ridice la cer, calificarea e a mea, sunt deputat de cartier. Crin Antonescu declară: am adormit în minutul 10. Cât s-a terminat? Cătălin Botezatu: îmi place de Kirikes, e bun. Puia declară după această victorie: pe Amsterdam Arena iarba era mai bună. Vă imaginați ce ne așteaptă? Câte stadioane pline, câte biserici ridicate. E clar, Steaua va juca finala Champions League. Bine, dar noi jucăm în Europa League. Dar ce mai contează? Champions League oricum era nașpa. Noapte bună, România. Steluța veghează asupra. Dar avem un telefon de la Cluj. Colegul ungur Pascanescu. Alo, da, colegul, a marcat CFR-ul în minutul 200. Nu, da, am uitat să vă transmit că LR CFR. Unguru Bulan,